Fostul ministru al energiei Virgil Popescu le răspunde celor de la PSD care l-au criticat pentru modul în care a gestionat portofoliul de la energie. Virgil Popescu susține că în programul prezidențial prezentat de către Marcel Ciolacu se regăsesc multe dintre proiectele în domeniul energiei pe care el le-a inițiat și le-a susținut. Fostul ministru al energiei Virgil Popescu a lansat o serie de critici la adresa planului de țară lansat de Marcel Ciolacu, candidatul social-democrat la președinția României. Popescu a subliniat că proiectele energetice pe care le susține candidatul PSD sunt, de fapt, cele inițiate de Partidul Național Liberal. Mai mult decât atât, Popescu a susținut că social-democrații au frânat în mod frecvent demararea unor proiecte cheie, cum ar fi exploatarea gazului din Marea Neagră. Acesta a făcut referire în special la perimetrul Neptun Deep, pentru a cărui implementare în 2018 PSD a blocat modificările necesare legii. Am văzut că toate aceste lucruri, acum când sunt într-un stadiu aproape final de zile, sunt puse în programul de guvernare, în programul prezidențial al președintelui PSD, Marcel Ciolacu. Apoi gazele din Marea Neagră. În 2018 eram în Parlament, ne-am bătut pentru o lege offshore care să permită exploatarea gazelor din Marea Neagră. PSD a blocat-o, a scos o lege proastă, investitorii au blocat investițiile. În 2019, când am venit, în 2020, am dat împuternicire RomGaz să intre în acest proiect din Marea Neagră, a achiziționat părțile Exxon. Acum statul român prin RomGaz are jumătate din gazele din Marea Neagră. În 2027, la început, începe exploatarea gazelor din Marea Neagră. Am modificat legea offshore ca să poată începe gazele din Marea Neagră. Am pus în legea offshore dreptul statului român, preemțiunea statului român de a avea acces la gazele din Marea Neagră și acest proiect care mi se datorează mie și premierului Ciucă de la acea vreme. De asemenea, Virgil Popescu a dus în discuție și energia pe cărbune. Văd că nu mai vorbește absolut nimica de cărbune în programul prezidențialului. Parcă a uitat că mai există până în 2032 și energie pe bază de cărbune, salvând Valea Jiului în mandatul meu de ministru, salvând complexul energetic Oltenia în mandatul meu de ministru, investind bani, miliarde de euro în termocentrala de la Mintea, să o trecem pe gaze, investind bani și deblocând investiția de la Iernut. Toate aceste lucruri sunt trecute în programul prezidențialului Marcel Ciolacu. Păi atunci vine clar o întrebare. Dacă toate lucrurile astea pe care eu le-am început, le-am dus în stadii aproape finale, sunt preluate de către PSD, atunci de ce m-au atacat timp de 2 ani de zile, continuu? Popescu i-a acuzat pe socialdemocrați de ipocrizie, în contextul în care, susține acesta, se laudă cu beneficiile acestor proiecte, dar pe care, în trecut, le-au împiedicat să avanseze. Popescu a accentuat că aceste acțiuni au provocat întârzieri semnificative în dezvoltarea energetică a României.